Cea mai veche școală din Timișoara va fi modernizată. Primăria municipiului Timișoara a scos la licitație proiectarea și execuția. La finalizarea șantierului, copiii care merg la școala numărul 1 din Traian vor avea o clădire modernă și verde. Le-am promis copiilor că modernizăm școala și mă bucur că acum promisiunea se transformă în realitate. Este cea mai veche școală din Timișoara, construită în 1847, cu foarte multe generații de timișoreni care au învățat aici. Acum școala se confruntă cu multe provocări, abandon școlar și participare școlară redusă, dar în ciuda acestor lucruri, în jurul acestor copii există o comunitate de sprijin foarte valoroasă. Modernizăm școala ca să le oferim copiilor condiții moderne de studiu și să-i facem să vină cu plăcere și curiozitate la școală. Educația este șansa noastră. Școala e parte din strategia noastră de a transforma zona Traian în al doilea centru al Timișoarei și de a-i reda strălucirea istorică. Facem din Timișoara un loc care se ridică la aspirațiile timișorenilor, transmite primarul Dominic Friț.